tuturor și bine ați venit din nou pe canalul meu, Bucătărește cu Rodica! Astăzi vom face o rețetă foarte simplă și delicioasă. Sunt gogoși, fără drojdie, umpluți cu ganaș de ciocolată și mere. Deci, dragii mei, haideți să începem rețeta! Vom topi la baie marin 125 de grame de ciocolată neagră cu 15 grame de unt. Ciocolata are 70% cacao. Următorul pas, vom adăuga 50 ml smântână pentru frișcă și o lingură brandy. Brandy este opțional. Amestecăm. Iar acum vom acoperi bolul și îl vom da la frigider până se va întări bine ganajul. Dacă vă grăbiți, puteți să-l dați la congelator pentru o jumătate de oră. Vom mai avea nevoie de scobitori și mănuși. Vom scoate compoziția de la congelator și vom face biluțe. După care le vom așeza pe un platou. După cum v-am spus, puteți să dați ganajul la congelator, așa se va întări mult mai repede. Sunt gata biluțele noastre, iar acum vom înfinge în fiecare biluță câte o scobitoare. După care o vom da la congelator și ne vom ocupa de aluat. Pentru aluat vom avea nevoie de un pahar adânc în care vom adăuga 150 de grame de făină, 60 grame zahăr pudră, un praf de sare, 2 grame bicarbonat sau praf de copt, 2 ouă, 15 grame miere, 35 ml lapte și cu ajutorul unui blender vom amesteca bine toate ingredientele. Așa trebuie să arate compoziția. O vom da deoparte și într-o crăticioară vom pune la încălzit aproximativ 500 ml de ulei. Uleiul trebuie să ajungă la temperatura de 150-160 grade Celsius. Aveți grijă să nu fie foarte fierbinte, că se vor arde. Vom da prin aluat fiecare biluță, după care le vom prăji. După cum vedeți, este o rețetă foarte ușoară, doar partea cu ganajul necesită mai mult timp, dar să știți că merită încercată rețeta. Și după cum v-am spus, nu uitați, uleiul nu trebuie să fie foarte fierbinte, pentru că se vor pârli și nu se vor coace. Și vom continua până vom termina toate biluțele de ganaj. Veți spune, vai, cât ulei, dar nu vă speriați, aceste gogoșele nu trag mult ulei, așa că le puteți să le faceți liniștiți, nu sunt grețoase. Am terminat biluțele de ciocolată, așa că m-am gândit să fac și câteva felii de mere. Am curățat un măr, l-am tăiat în jumătate, după care le-am tăiat în felii. Nici prea subțiri, nici prea groase. Le vom da prin aluat și le vom prăji. Sunt la fel de bune ca cele cu ganaj. După cum ați văzut, este o rețetă foarte ușoară și cred că este la îndemâna oricui. Sper să vă placă și să încercați această rețetă. Și gata sunt delicioasele noastre gogoașe. Acum le vom scoate scobitorile, le vom așeza pe un platou. Iar
iar acum le vom decora cu zahăr pudră și vă doresc poftă bună! Acum voi rupe o gogoșică să vă arăt cum arată și în interior. Uitați ce bine arată! Este o rețetă ușoară și delicioasă. Dacă v-a plăcut rețeta, dați-mi un like, distribuiți, abonați-vă și nu uitați să activați clopoțelul. Pupici, pa, pa!